Zeci de studenți ai Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov au dat dovadă de spirit de echipă și au participat la crosul intitulat Crosul Primăverii. Pe lângă aceștia, la eveniment au participat cadre didactice civile și militare, dar și oficiali ai județului. Concursul sportiv a avut drept scop promovarea mișcării ca stil de viață și promovarea activităților Academiei Forțelor Aeriene din perioada 28 mai-2 iunie 2019. Viceprimarul Mihai Costel a dorit să dea un exemplu și a ales să alerge alături de studenți. Academia Forțelor Aeriene joacă un rol destul de important în comunitatea brașoveană, în formarea tinerilor, ținând cont de faptul că este singura unitate de învățământ de profil din țară și totodată este o academie, o instituție universitară a cărei calitate din punct de vedere al actului universitar este unul destul de ridicat. Este ziua noastră Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Vrem să o inaugurăm cu un cros al tinereții, cu un cros al primăverii și facem în același timp și un preambul pentru activitățile care se vor desfășura în luna mai-iunie, când sub patronajul președinției României a Consiliului Uniunii Europene vom desfășura două mari activități. Oamenii noi, oameni cu viziune, oameni care sunt rutinați în anumite domenii și care doresc să-și promoveze instituțiile pe care le conduc, e realitate. Practic, un succes pentru domnul general Răducanu, cel care conduce această academie și care în ultima perioadă a încercat și a și reușit să aducă în actualitate tradiția aeronautică a județului Brașov. E o zi importantă, adică nu s-au mai organizat crosuri în academie până astăzi, până acum și cred că e o zi importantă pentru toată lumea și o nouă activitate primită cu bucurie de studenții Academiei. Asta e frumos pentru că toți suntem aici ca o familie și chiar dacă e greu, muncim toți la un loc. Punctul de plecare al crosului a fost din curtea Academiei Forțelor Aeriene până în Piața Sfatului și înapoi. Taxa de înscriere la cros a fost de 50 de lei, iar banii strânși vor fi donați unor familii nevoiașe din Brașov.